pândește, stând într-un picior. Vă feriți de dânsa surioarelor. Intervenție inedită pentru salvatorii de la Isu, chemați în ajutorul unui pui de barză, izgonit probabil de frații mai mari din Cuib. Oamenii care l-au găsit căzut în stradă au sunat la 112 și au cerut pompierilor să vină cu scara specială din dotare pentru a readuce puiul în sânul familiei. Evident, salvatorii și-au luat rolul în serios și și-au îndeplinit misiunea în aplauzele publicului. Cei mai fericiți au fost copiii din zonă, încântați de intervenția pompierilor. De ce au venit pompieri? Pentru că a căzut un pui de barză la femeia aceasta. Și cine a chemat? Femeia tanti Steliana. O vecină, da? Și te bucur că l-a pus la loc? Da. Ți era milă de pui? Da, mi-a venit să plâng. Era foarte frumos. Și ce părere ai de băieții care au venit și l-au pus la loc? Sunt curajoși și... sunt foarte bune la suflet, că au pus. Așadar, de data aceasta, pompierii nu au mai avut de stins incendii ori de descarcerat victime ale unui accident rutier, ci au avut o misiune inedită care s-a terminat cu bine. Este într-adevăr o misiune specială, să spunem atipică pentru intervențiile la care noi mergem. Am fost anunțați, solicitați să intervenim pentru a repune un pui de barză în cuib. Acesta se pare că a căzut. Am anunțat colegii de la Direcția Sanitar Veterinară. Un medic veterinar s-a deplasat în această zonă pentru a verifica starea de sănătate a puiului. Iar la solicitarea acestora am venit și am redat familiei puiul pierdut.